Primarul municipiului Maria Precup a convocat consilierii locali în ședință ordinară pentru mâine, 30 august, de la ora 16. Ordinea de zi cuprinde 20 de puncte. Primul se referă la aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al primăriei pentru trimestrul al doilea al anului. Totodată se va rectifica bugetul și se va dezbate aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții, modernizarea unor străzi din municipiu. Un alt proiect pe ordinea de zi a ședinței este aprobarea participării municipiului la Festivalul Multicultural Internațional Ars Maris, ediția a 6-a. Fanfara reghineană solicită suplimentarea sumelor destinate susținerii activității ei, iar Clubul Sportiv Master Karate Do cere o contribuție din bugetul local pentru participarea la Campionatul European de Karate Shotokan din Rusia, în perioada 4-8 octombrie. Consiliul va mai avea de aprobat componența delegației municipiului ce se va deplasa în localitatea Erd din Ungaria în cursul lunii septembrie, dar și o convenție de parteneriat între Consiliu și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Horea, Târgu Mureș. Tot în ședința de mâine se va lua în discuție modificarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Municipal Avântul, precum și actualizarea Comisiei de Circulație Rutieră de pe rază administrativă a municipiului. În atenția aleșilor locali va intra și REAGCL printr-un proiect de stabilire a componenței Consiliului de Administrație al Regiei. Dar Reghin TV va transmite întreaga ședință de Consiliul Local în direct, mâine de la ora 16.